Cumpără FIFA Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, eu fan și la un nou episod de FC24 Pack Opening, un nou Base Hero Player Pick, în care sper să pice ceva interesant, pentru că nici măcar pe contul unde am noroc n-am prins măcar un hero cât de cât decent. Dacă vă place seria, nu uitați să plătiți și butonul like, e foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați tot deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă să fost codul de reducere CATAXPGG pe PC, garaj, indiferent ce vă cumpărați, jocuri fiind pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosind codul de reducere CATAXPGG pe Fortnite Shop, milioane de dolari, ce se tot încarcă, mă nene. Ce mă cu joc pe ăsta, mă ratea? Se antenă că se blochează ceva, sigur. De obicei când îmi face faza asta în match, e salutare, pa. Și după cum așteptam, jocul a murat în meniu din nou. Ce se întâmplă cu jocul ăsta? Dar cred că este finalul EA Sports EAFC țână game. Cred că o să parcheze după jocul ăsta. Luca Cacicu. Măcar niște fodder să tragem pe animă. Mania Company. Costă ceva, absolut nimic. Dăm una peste Ciupică. E-League, Hellas Verona, alte vrăjeli, Colo-Colo, aparate, let's go. Un shadow acolo. Hai mai meniu ratat. Jumbo Premium Goal Pack. Left back. E la Borussia, o fi domnișoară cumva? Nu este, nenea Bense Baini. Bine mă, nene mă. Dacă zici tu. Line Hard, nu știu ce, Promel. Opa, Barcelona. Asta e, întrebam, ce pana? Întrebam. Salutare, pa. O minge, dar nu cred că mai e. Hai de Champions League, parcă o rămas scumpă. O să dau de acum Pixel și la astea, că zici jaba. Deși în monofu sens le dau Pixel, că erau întâi de la parc. Am fine, asta este prăjoală totală. Premium Gold Player Pack. Plin de carduri speciale. Aia nenea de la Liverpool, nu mai știu. Soboslai. Cu dead ball cu vrăjeli. 82. De data asta nu mai au țeapă, pe care ar fi 83-84. Fii nimic interesant. 40 mic drop rate-ul la cardurile speciale. Cel puțin pe conturile mele. La absolut orice promoție a fost. Am uitat pe Footbin și cam atât. Left winger Barcelona, Ferrari. Linia Ferrari Torres. Cam asta e fața mea de fiată cum joc FIFA. Exact ca și Ferrari Torres. L-au luat cred că din somn când i-a făcut poza asta. Linia Balde. Uite acolo. Plus cum o să dea aici la player pick. Dacă n-ați văzut episodul de pe contul principal, mergeți și vedeți, domnilor, episodul că a fost extraordinar de șmecher. Am prins rupere din or la Hero Player Pick. Este altceva acest Player Pick. Next level. Ok, nenea șclup. Am văzut ceva cu CRF-ul pe acolo, nu? Taia Fico. Taia pe market. Hai mă, nenea. Cât se mai încarcă meniul la jocul ăsta, mă nene. 75 plus. Olandezia, left back, Manchester. Este nenea, cum îl chema, că am uitat. Malasia. Oh. Măcar ăsta e fericit. Nici nu știu, el mai joacă la Manchester. Nu l-am văzut să joace. Bine, nu cum aș fi uitat tare mult la meciuri, dar... Și cum intri și ca românul pe Footbin, nu pe Footbin, pe... Cum e celălalt, mă, cu meciurile? Mamă ce-mi scapă. Mamă ce-mi scapă, cum îi zice la ăla cu meciurile. Nu era rău un Araujo. Acum asta, nici nu mai gândesc la ce fac aici. Mă gândesc mai la cum zice la prostia de site. Eu văd și o rezultat. Mă distruge pe creier. Nu-i fut bine. Nu-i ce, mă. Asta este, nu mai știu.
Încerc să șterg din memorie chestia asta acum, ca să pot să-i schid pachetele. Anglia, left back, Manchester United din nou, Luke Shaw. Să uite acasă, nenea. De fapt, oricum o să fac probabil la SBC. Hai, GG, un team of 2 că ar fi bine dacă mi-ar da. Premium Electrum Players Pack. America, Striker, doamna Morgan cumva, nu. Washington Spirit. Domnișoara Hatch. Hatch țâcă, uei. Și Silveren. Mai o vrăjoală Cramariciu și Talia Fico din nou. Ne căplezim în 85. Fiți antenă unde se ascundea Mbappe Marinaru, domnilor. Asta e cât i-am. Dăm al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Știm să numărăm, să nebunesc. Hai mă, dă-mă ceva blană, mă. Riker, ăsta e Osimhen. Ba nu e Osimhen, what? Ok, Boniface. Și acum ia, mă. What? Și ăsta e în pachet? Ce card e ăsta, mă? Ucelerotul de knockout. What? Cum adică rotul de knockout? Ăsta e team of the group stages. Eu băga pe ăștia în pachet, eu sau ce spanac se întâmplă, domnilor? Ceva e ciudat. Rotul de knockout. Nebunesc. Boniface ăsta l-am prins într-un meci mod distrus. Lovituri de cap, grămadă și viteză maximă. 98 shot power. Ok, 97 jumping cu 99 heading accuracy, cu 99 strength și 6-4 are sens, deci mă distrugeam la cornele și astea. Dar nu înțeleg un lucru, cum adică UCL rotul de knockout? Pușca și părau la tea, să mă uit mai rapid. Dar nu ții minte să fi băgat și UCL rotul de knockout? În pachetii? Unde vă și astea? Team of the group stages. Celebre nu știu ce, bla bla bla. From the UEFA Champions League, UEFA Europa League. UEFA Europa Conference League Group Stages. Ok, ciudat. Bine veni și ăla oricum, dar ciudat. Bine cu pachetul, e. O fi fost ceva pachet cu, dar nu cred că scria ceva cu garantat pe acolo. Ia mă, mai dă una. Ok, de data asta cu rugol. Este în Q-Bell-ul, double cumva, nu nici double walkout, asta este, 87 în Q-Bell-ul, bine vine în Q-Bell-ul, o să te duci perfect la Icon Pack, salutare, pa! Bun, interesant până aici, comănașul și revenim cu player pick-ul, mare base hero player pick, e mare angajament, 86 plus, nu știu, erau jucători de 86 sau mai jos? Nici nu mai țin minte ce jucători sunt la base-ul ăsta. Și lăsăm aici pe Nenea Coman, că cine știi? Știți cum zic, LM. Nu mai știu exact, dar cred că și Nenea Ginolet are tot LM, tot francez. N-ar fi rău, lăsați-vă în comentariu cu ce ați primit din player pick-ul ăsta, Blănăuzaur. Hai mă Nene mă, cu primul win la hero player pick-uri, pack-uri, avioane și alte alea. Să fie bine să nu fie rău. Lizarazu, not good, not bad, chiar a fost decent. Dar Snyder ăsta, ce spanac să faci cu el ăsta, UCL ar fi fost interesant, dar nu i-au băgat în player pick. Bun, și ăsta cu ce să zic, măcar este 88 rating, nu cred că are mai mult de 50.000 scorul. Ia vezi mă că ăsta e 100.000, ești nebun. Dar ce-o avea special cu mătru? Snyder. 110.000. Mă, not win, not lose, un fel de două feluri, medium low. Dacă avea high cu low potic era chiar interesant. Are passing. Are un pic de shoot. Pace-ul e cam meh. Din nou un jucător pentru cei care joacă 4-3-2-1 care are și defensivă. Dribbling-ul nu-i fenomenal. Într-adevăr are și vrăjoala asta cu passing-ul. Și cel mai probabil îl ajută extrem de mult faptul că are 5 weak foot, mă gândesc. Dar n-are cum să intre la mine în echipă pentru că eu nu mă joc 4-3-2-1 și deja la mijloc am locurile ocupate de Nenea Balak și Nenea Makelele, frână de mână, 3 picioare. Aia e, ce să zic. Poate data viitoare, domnilor, vom vedea. Sau poate like and pack.
Aici au fost numai win-uri peste win. De fapt, stai că a fost și un Zedorf care nu a fost win. Dar vom vedea. Mersi la vizionare, să aveți un super fan în continuare. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!